ajutat să fie mai mulți interesați, dar și cu asta suntem mulțumiți și sperăm că această discuție de două ore să aibă o finalitate. Locuind în România. O să revenim aici, în partea de sus. Am denumit malurile estic, cel dinspre blocuri, dinspre bulevard, malul vestic, acesta cu digul și cu oltul, malul sudic, cel opus, cel de jos. Lângă Rompetrol am prevăzut de asemenea niște alei, aleea aceea opțională venită pe podul Amelar dinspre Luncă, dinspre zona Lidl, și alei dinspre strada 1 decembrie, plus intrare prin corpul 4, de fapt corpul 3, dreapta, lipit de Rompetrol, este o recepție, o sală de acces controlat cu turnicheți, cu plată și fără plată, pentru anumite categorii, pentru copii, în interiorul lacului. Am păstrat ideea de lac, dar am păstrat o idee de sport. Brașov devine un centru de competiții și de competiții olimpice. Mă gândesc că Sfântul Gheorghe poate să fie integrat în acest proiect. Și de aceea pentru vară m-am gândit la partea de caiac și de paddling sau alte sporturi de apă care au prins, care pot avea funcțiuni economice, de la florărie, suveniruri, cafenea și altele, să spunem. Ele vor putea decora zona asta și pentru cei care se plimbă pe malul lacului, dar și pentru sportivi, caiaciștii, nu vor avea pur și simplu un luciu de apă simplu, vor simți că sunt într-o zonă mai populată. Am extins legătura actuală cu un pod 24 la două poduri pentru insulă, iar pe insulă am prevăzut un cort cu destinația de bar, iar în situații de competiții poate fi centru de conferință și centru de presă, de fapt. Poate avea această destinație. De asemenea, m-am gândit să măresc insula spre nord, să o terasez pentru competiții de iarnă. Különleges értéke mellett rendezvényeknek, kiállításoknak is helyet biztosíthatnak. Fontos volt, hogy ezek jól össze legyenek kapcsolva, és ne különböző egymástól elhatárolt pontok legyenek. Ezért több útvonalat is javasoltunk közéjük. Ez például a két gyűrű használható úgy, mint hogy az alsó gyűrű nézőtérként működik, az alsó gyűrű színpadként működik, míg a felső gyűrű nézőtérként. Javasoltuk a partra több kisebb rendezvénypavilon elhelyezését, amelyek függetlenül is működhetnek, vagy esetleg koncertek alkalmával árusoknak is kiadhatóak. Következő fontos pont volt a zöld megoldás és a fenntarthatóság. Elsősorban a víz folyamatos fogyásának pótlására egy vízemelő kereket szerettünk volna javasolni, amelyik egyben látványossági érték is, és a turistákat is vonzhatja. A tó tisztán tartására fontos, hogy hogy legyen élet benne, így a növények és az állatok, tehát egy működő ökoszisztéma tisztán tarthatja a tavat, és szintén a tradíciós Thank you.